Deci când am activități, tot timpul ne-am cu mine un boat a lunch. Îmi iau cu mine mâncărică, nu mănânc aproape deloc, foarte, foarte rar, mănânc în oraș. Mănânc la cantină sau la restaurant sau în alte locuri. Mai bine o să-mi iau cu mine ceva puțin, ceva caloric, ceva gustos, dar știu că e gătit de mine, știu ce mănânc, dar atât. Pe mâine eu o să moi orez integral, dar tu vrei frișcă. Ok, bine. Și salată în semințe încolțite. Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă îndemn să vă abonați, să activați clopoțelul dacă vă doriți să primiți notificări de la noile filmulețe, să dați like sau dislike, cum voi socotiți. Astăzi un filmuleț pentru Ariana Maria, care m-a rugat să-i povestesc ce mănânc eu într-o zi. Dragă Ariana, pentru dorința de a afla ce mănânc eu acum, în momentul prezent, fiindcă pe parcurs de 30 de ani, de când mi-am schimbat radical alimentația, și eu, ca și mulți alții, aveam o alimentație clasică, așa cu cășuță, felul 1, felul 2, felul 3, felul 4 și așa mai departe. Dar de la 30 de ani mi-am schimbat radical modul de viață, mi-am schimbat alimentația și pe parcursul acestor ani, până am ajuns în momentul prezent, când mănânc ceea ce îmi doresc și ce simte că corpul meu că vrea, conștientizând ce mănânc pentru a mă simți bine, pentru a activa, pentru a fi sănătoasă și interior și exterior. Dar pe parcursul acestor ani am avut multe școli, multe lecții, am citit foarte mult și pe Semionova și Brăg și am stat la diferite diete, să zicem. Dieta de Kremlin, dieta Monteniac, dieta de post și am postit și preparam bucatele tehnologia ayurvedică. Diferite metode le-am încercat până în final, la momentul prezent, eu zic, fiindcă nu știu pe parcurs că se mai dezvoltă, se mai descoperă câte ceva. Am ajuns să mă alimentez, zic eu, alimentație corectă. Eu tot timpul spun că nu există o dietă, există alimentație corectă. Și urmăriți și îmi spuneți părerea voastră dacă ați putea să vă alimentați așa. Eu nu spun că sunt vegetariană sau vegană, dar mă optez pentru principiul de sănătate, să mă alimentez diferit, să mă alimentez divers, gustos și când am o poftă de ceva, un pic, o să gust, o să mă răsfăț, căci așa este viața. Dar să stăm de veche, să stăm de veche în privința cum ne simțim, ce greutate avem, cum activăm și să corijăm. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți cu mine, eu vă mulțumesc pentru comentariile voastre, eu vreau să vă zic că vă iubesc pentru fidelitatea voastră, vă iubesc și vă îmbrățișez pentru fidelitate, vă aștept alte sugestii de filmulețe și pe curând urmăriți o zi din viața mea cum eu mă alimentez. La revedere! Ca de obicei, eu de dimineață ce beau apă, iată aici am apă, pur și simplu apă, apă filtrată, un pahar de apă filtrată, filtru, iată aici, filtru cu turmalină, apă călduță, uneori pot să picuri, de luna martie voi începe apă oxigenată, fructe, astăzi un măr și o prăsadă, o pară. Para asta foarte gustoasă de toamnă, o să o curăț, o să-i curăț scoarța, este para autohtonă. Mi-aduce aminte de copilărie, fiindcă acasă aveam foarte multe pere de acestea și îmi plăceau. Dar pot să mănânc fructele care le am, kiwi, banană pot să mănânc, prune. Ce fructe am în casă,
mănânc fructe și pe stomacul gol. Și asta astăzi prune cu nuci mi-am făcut. Sunt după yoga. Iată acum beau ceai din sunătoare. Este ora 12, după yoga, ce o să mănânc eu? Am 3 granule de boabe de cacao. O să le ronțe acum înainte de mâncare. Gustușeniu. Orez integral, care a fost muiat pe noapte și fiert proaspăt. O să adaug drojdii, o linguriță, că le-ați mai văzut, că le-am cumpărat de la gastronom, îmi dă. Atâtea drojdii o să adaug. Așa. Mai adaug psiliu, tot la fel. Le-ați văzut că le-am procurat de la gastronom, îmi dă cam atâta de psiliu. Desigur că nu o să mănânc cu lingura aceasta. Am o altă lingură de lemn. Nuci. Nucile o să le ronțe la fel așa, mâncând orezul. Și eu să adaug aici. Asta e cocos, cânepă. Cânepă am... mă scuzați. Cânepă, babele de cânepă le-am dat prin râșniță, mac și semințe de in. Și le adaug aici. Când am fiert orezul și puțin s-a răcit, am adăugat miere bio. Și iată așa, nu amestec, dar o să savurez câte un pic, câte un pic. Iată așa, câte o linguriță. Nu o să-l mănânc, dar o să-l beau. De ce? Fiindcă orice mâncare trebuie băută, dar orice lichid trebuie de mâncat. Asta înseamnă că de digerat bine, bine, bine. Boabele de cacao sunt un antioxidant puternic. Semința de in conține omega. Macul conține calciu. Semința de cânepă sunt proteine. Și nucile la fel au selen și sunt proteine și grăsimi. Deci o să beau o ceșculiță de orzo, fiindcă ca de obicei beau cherub, dar cherubul s-a terminat, s-a finisat și am aici orzo italian. Foarte gustoșel, cu miere de albine bio. Dar să vedem ce mănânc eu la masă. Iată, noi cu soțul ambii o să mâncăm împreună. Câte un pahar de suc de roșii, autohton, de la Ocnița. Aici am pus salată din amestec. Un amestec, iată așa, amestec producător în Moldova. Un amestec de rocola, varză iceberg, pătrunjel, diferite în asortiment. Am pus și câteva, o lingură de nahut, asta care mi-a rămas. Mi-a rămas de ieri și o să o folosesc la salată. Am aici grâu încolțit. La mijlocul februarie începem să folosim tot ce încolțește. Este fabricat la fel în Moldova, în comuna Stăucieni și iată așa o să iau un, cam așa, un snop. Și am semințe de ceapă încolțite, iată așa, semințe de ceapă încolțite și grâu încolțit.
Iată așa. Și aici. Și o să dreg cu lapte acru. Lapte acru. Două linguri, iată așa, de lapte acru. Și un pic de ulei de măsline. Și ulei de măsline. Așa. Și astăzi am preparat un burger vegetarian. Este ora 19, am venit după activități flămândă și voi lua o ciorbiță vegetariană cu ceapă îngolțită și bucățele de pâine și cu pâine de secară. Neam-neam și gustoșel. După o să fac încă o plimbare după peste o oră și înainte de somn voi lua un pahar de ceai cu minte, pentru calmare și pentru liniștire, ca să am un somn liniștit și luminos. Vă iubesc și vă doresc și vouă noapte bună!